Cât costă un lift și când veți schimba lifturile la dumneavoastră în asociație? Și de când au mai fost schimbate? Din lifturile din zona Sucevii au fost montate în anii 75-77 și nu au fost schimbate niciodată decât reparații capitale anuale. Durata de viață a unui lift este de 14 ani, deci la noi e depășit de două ori și. Acum am primit atenționări din partea ISCIR-ului că ni s-a dat termen de câteva luni să ne rezolvăm cu situația financiară pentru a schimba total liftul. În caz contrar, se vor opri, cum s-a întâmplat deja în precedent la un bloc în Botoșani, și vom merge pe jos. Câte lifturi veți schimba? În cadrul asociației Sucevii 7A plus B, două lifturi. Dar ce vă pot spune din sursă oficială, toate lifturile din cartierul Sucevii obligatoriu vor fi schimbate până în luna noiembrie. Acestui an? Anul 2012, da. Și cât costă un lift? Din ofertele prezentate de către SECE liftul și luând eu contact cu alți furnizori, că noi trebuie să luăm contact cu firmele care sunt acreditate de ISCIR, deci nu orice firmă poate să facă așa ceva, minim 7.000 de euro. Și aveți o asociație bani să plătiți? Eu la mine consider că sunt o asociație cât de cât eu știu, favorizată prin faptul că am avut în anul anterior încheiat un contract cu anumite societăți pentru spații închiriate și banii aia sunt depuși într-un cont. Și acoperă cheltuiala? Nu știu dacă în totalitate, când am făcut, vom avea chiar în această săptămână discuții cu Comitetul Executiv de Prezentare Situației pentru a informa locatarii. Eventual o să mai trebuiască să spunem câte ceva, dar am un atun, așa, un as în mânică. Eu am luat legătura cu o firmă din Brașov, care este acreditată și recomandată de ISCIR Suceava și Bacău, în care ei mi-au acceptat ca plata liftului, dacă le virez jumătate din bani, deci 3.500 de euro, 3.500 mă lasă să-i plătesc eșalonat într-o mai zile. Ceea ce mi-mi permite ca în celălalt an, anul următor, banii care îi primesc chiria teoretic îi voi primi, vor rămâne blocați și plătești, sper să scot locatarii plata minimă.